Figlia d'onore. Amen. Rinca la ciotti di Adosia, come le tentare a tutti i cercetari, mi devo. Amen. Rinca cercetari, vero? Amen. La sigla d'onore è il cercetari. Il problema è che noi è stato in Aes con mente a cui ma si dovrebbe rimasto in anno la cesta d'onore, sciatto, si dice, l'ultima domenica di anno la cesta, data del 31 dicembre. Ci ne vorremmo la ciotta di tutti impreone, care siete mai ci, che mai ci dovrebbe la cesta. Il problema è che tutti sentiamo con mente a cui di mai ci, sau încă în gândurile noastre sunt în altă parte, sau ce am mai lăsat noi și ce ne-am făcut în anul 2017. Dragi fraților, ce ne-am putut face, credeți-vă că putem să facem astăzi. Astăzi putem să venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim, că ne-a păstrat cu viață până aici și a fost cu noi. Și cred că merită Dumnezeu să-i aduce mulțumire și laudă, că suntem într-un loc unde este cam numele Domnului. De aceea cred că dimineața aceasta Dumnezeu este acela care ne cercetează. Vrem ca Domnul să fie acela care să lucreze această dimineață. Și psalmul acesta minunat care s-a citit aici, psalmul 101, cuvinte minunate, spune așa: voi cânta bunătatea și dreptatea ta, ție, Doamne, îți voi cânta. Auziți? Care era desfătarea lui David? Îți voi cânta bunătatea, spune aici versetul 1, și dreptatea ta, ție, Doamne, îți voi cânta. Cu ce gând am venit în această dimineață? Am venit să laudăm pe Domnul, să-i cântăm bunătatea și credincioșie și dreptatea lui Dumnezeu. Domnul este aici și ascultă rugăciunea, ascultă cântarea, ia aminte la strigătele noastre, ia aminte la cererile noastre, toate le ascultă Dumnezeu. Problema este că eu și cu tine dorim să cântăm bunătatea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu și spune mai departe cu ceea ce se disfătează acest psalmist, spune așa: mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită, auziți? Așa spune psalmistul, decizia pe care o ia el este că mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Auziți? Vreți ca în această dimineață fiecare trebuie să avem aceeași înțelepciune. Așa cum a avut David, ca noi să ne purtăm pe această cale cu înțelepciune și cu o cale neprihănită. Mai mult de atât, decizia pe care a luat el, spune aici, când te veni la mine? O întrebare, când te veni la mine? Și spune cuvântul Domnului mai departe, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei tale. Auziți? Case a lui Dumnezeu, case mele și a tale, dragi frașilor. Aș dori ca la această dimineață, fiecare dintre noi, să ne gândim că suntem chemați să lăudăm pe Dumnezeu. Suntem chemați ca noi să luăm o decizie nouă, o hotărâre nouă de a sluji pe Dumnezeu. Suntem chemați ca noi să avem această desfătare înaintea ochiului pe Dumnezeu însuși. Și dacă fiecare ne sfătăm cu Domnul, fiecare ne vom bucura în felul acesta. Ne vom bucura de haos, de binecuvântarea lui, ne vom bucura de cercetarea lui Dumnezeu care va face la această dimineață. Și cred că este important ca fiecare dintre noi să privim felul acesta. Mai mult, David spune așa, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșului, ea nu se va lipi de mine. Auziți ce ura de oameni? David ura calea păcătoșului și nu pune nimic rău înainte ochilor. Nu iubea rău la acesta. Și din potrivă, el face o separare. Se separă de ceea ce este rău. Și mai mult de atât, el caută în așa fel să urască ceea ce Dumnezeu însuși urăște calea păcătoșilor. Dar iubește calea neprihăniților. Și cred că în acea dimineață fiecare dintre noi trebuie să ne socotim oameni neprihăniți, oameni care iubește calea Domnului, oameni care iubește să, și-ți place pronunțul și ne Dumnezeu și urăturile lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute în aceasta. Ei, în astfel de situație, înseamnă că noi trebuie să căutăm sfințirea. Atâta timp când urăști calea păcătoșului, nu umbli pe calea păcătoșului, trebuie să iubești sfințirea. Să trăiești viața de sfințenie și de curăție. Să te separi de ceea ce este murdar și păcătos și să cauți sfințirea, adică sfințenia înaintea lui Dumnezeu. Facă Domnul ca la această dimineață fiecare dintre noi să facem asemenea lui David, să ne separăm de ceea ce este rău. Să urmărim sfințirea, așa cum spune Evrei 14, versetul 12, urmărim cu toții pacea și sfințirea, față de care nimeni va vedea pe Domnul, adică pe Dumnezeu. Dragul meu, frate și soră, dacă vrei să vezi pe Dumnezeu, trebuie să ne sfințim viața. Trebuie să trăim o viață de sfințenie și de curăție. Apostolul Petru spune așa, după cum cel ce m-a chemat este sfânt, fiți și voi sfânt în toată purtarea voastră, că ce este scris, eu sunt, cum? Sfânt! Și dacă Dumnezeu este sfânt, înseamnă că și noi trebuie să fim oameni aceia care să ne sfântim viața mai departe. Spune aici versetul 4, inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să-l cunosc pe cel rău, auziți? Cât de mult dorea David, el nu dorea să-l cunosc pe cel rău, auziți? El nu trebuie, pentru că este important ca el să facă această separare și să caute în așa fel încât să fie sever viața lui, să fie sever cu cei din jurul lui. Cu sever față de cei care caută să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Și în ceea ce privește viața aceasta de credință, fiecare trebuie să fie oamenii aceia care să fie sever cu noi înșiși, să trăim viața de sfințenie și de curățenie înaintea Domnului. Pe exemplu, ce spune așa, pe cel ce cremetește în ascuns, pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu privire trufașă și cu inima gufată, nu voi suferi.
Nu suferi păcatul. David căuta în așa fel încât oamenii din jurul lui care căutau și se complăceau cu păcatul, el căuta să se pare de ei. Era sever cu aceia care căutau să trăiască o viață de păcat și de murdărie în interiorul lor. Apoi, spunea el David, voi avea ochii îndreptați asupra credincioșului din țară ca să lucrească lângă mine. Cel ce umblă pe care e fără prihană, acela îmi va sluji. Facă Domnul în această dimineață, frate meștrile mele, toți împreună, să fim oameni aceia care să umblăm cu Domnul. Întrebarea este care o pune David în Psalmul 15 și vreau să spun că Psalmul 101 are legătură cu Psalmul 15 și cu Psalmul 24. Este o legătură foarte apropiată. Spune aici, versetul 15, în capitolul 15, versetul 1. Spune așa, David, Doamne, cine va locui pe muntele Tău, cel sfânt? Cine va locui în corpul Tău, cel sfânt? Cel ce umblă neprihănire, cel ce face va Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Auziți? Acela va locui. David caută pe ei cu filierul lui, dacă cu cetrenul sau cu slujbașurile, aceea va locui cu ei în casă. David spune aici, în cortul lui Dumnezeu, cine va locui acolo? Cel ce umblă neprihănire și cel ce face voia Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Și spune mai departe, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Și dacă ne uităm, Psalm 24, versetul 3 și versetul 4, spune așa. Cine va putea să stea la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la niciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, tarea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui. Vedeți? Are o legătură. Psalmul 101, Psalmul 15, Psalmul 24, parcă scris în același context, în același timp de David. Și este minunat că dimineața aceasta, fiecare dintre noi, putem să privim în felul acesta. Apoi, eu continuu mai departe. Cel ce se dă la rășelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce nu ne niciun nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară, ca să tălpeți din cetatea Domnului pe toți cei ce tălășesc de legiuirea. Fie în această dimineață, dragi mei și mele, să venim înaintea Domnului cu rugăciune sinceră. Să-i mulțumim că încă mai locuiești în casa Dumnezeu. Că încă ești aici în fața lui Dumnezeu. Că încă mai poți să aduci o cântare de laudă. Că mai poți să te rogi cu cei care caută viața de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Cei care caută sfințirea. Cu cei care caută sinceritatea. Din viața aceasta putem să-i mulțumim. Doamne, în anul acesta 2017, ultima de anul, data de 31 decembrie, îți mulțumesc că sunt aici. Sunt de casă și pot să mă rog împreună cu fratele meu, cu soarele meu, cu prietenii. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să binecuvânteze această duminică și această zi, ca o zi în care noi să luăm o hotărâre nouă, ca această zi să-i mulțumim pentru ceea ce Dumnezeu ne-a ajutat ultimele 12 luni. 12 luni a gândit Domnul acest an ca fiecare cum să putem să umblăm pe calea aceasta neprihănirii. 12 luni Dumnezeu a gândit pe fiecare cum să putem să slujim pe Dumnezeu fiecare zi. Și dacă am făcut cum acest, dacă am eșuat în unele momente, să ne rugăm, Doamne, iartă-ne. Dar în ziua de astăzi vreau să-i mulțumim că suntem în casa Ta și că putem să-i aducem mulțumire și laudă și cred că merge Domnul de dinainte și asta. De aceea mai există recunturi oficiale, să-i mulțumim.